Inspectoratul de Poliție Județean Suceava anunță că timp de o săptămână peste 300 de polițiști vor acționa zilnic în cadrul unei ample acțiuni pentru prevenirea și combaterea delictelor silvice, dar și pentru monitorizarea modului de respectare a restricțiilor de circulație stabilite prin ordonanțe militare. Acțiunea a început în zona Rădăuți, marginea Sucevița, Voievodeasa, Palma, acolo unde în ultimele două săptămâni a fost constatată o creștere a infracțiunilor la regimul silvic și au fost confiscați 350 de metri cubi de material lemnos. La Sol au acționat polițiști din Suceava și Rădăuți împreună cu inspectori de la gărzile forestiere Cluj și Vrancea, iar acțiunea a fost sprijinită de un elicopter al Ministerului Afacerilor Interne. Au fost făcute verificări în fondul forestier și au fost oprite și controlate toate transporturile de material lemnos. În cadrul acțiunii a fost monitorizat și spațiul aerian din zonele Pătrăuți, Salcea și Șcheia, precum și întregul inel de carantină. La Sol, peste 100 de polițiști, polițiști locali, jandarmi și militari au organizat filtre pe rutele de acces în zona carantinată.